Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din ziua noastră de Clash Royale. Vreau să vă anunț pentru prima dată că facem un nou clan. Iar în alte știri, eu mi-am întrecut recordul de trofee și anume acum am 3600 de trofee și m-am ambiționat să mă duc spre Arena 11. Dar o să ne facem un nou clan pentru că un fost co-leader în clanul vechi a dat kick la toată lumea și practic sincer m-a ajutat pentru că chiar vreau să fac un clan nou. Deci haideți să creăm chiar acum. După cum vedeți, am primit foarte multe invitații și tocmai ce ieșisem din clan chiar acum. Și se pare că am primit instant foarte multe invitații în alte clanuri, dar o să-mi fac propriul meu clan. Bun. Haideți să-i dăm aici la create și să scriem aici. Stai așa. Dacă ar scrie. Nu știu de ce, așa. I silent family. Nu, I silent. Șatra lui, nu. Nu știu ce nume să pun. Oh my god. Nu. Băi, frate. Silențioși. Hashtag. Nu știu ce. Să pun silențioși, adică ce pana mea. Nu știu. Oh my god. I silent. Nu știu. Bă, dar chiar n-am nicio idee. Hai mă să pun silențioși. Și gata. Hai să alegem un... Dă ăsta, ce dă ăsta să alegem? Hai să-l alegem pe ăsta că... Nu, nu, că nu... Ne. Da. Nu știu ce aș putea să aleg de aici. Aș putea să aleg, sincer, o de-asta de România, dar nu cred că are. Cred că asta. Da, e bun. Canalul ofi... Nu. Clanul oficial al canalului I Silent. Type open și o să punem minim de început 3000. Deci dacă aveți 3000 și o să punem aici România. Bun, și hai să punem aici ca să fie aici hashtag sunt silențios. Deci, îi dăm create și ne-am făcut clanul. Deci, clanul nostru este silențioși și are aici la descriere clanul oficial al canalului I Silent. Hashtag sunt silențios, minim 3000 și are chestia asta. Deci, intrați, clan tagul este 8R, ăsta îl vedeți voi aici și vă aștept în clan. Acum aveți șansa să intrați cu toții în clanul meu. Bun. Acum, în alte știri, vreau să vă spun solemn și vreau să promit sau ceva de genul că o să mă apuc ca lumea de treabă să ajung Arena 11. Și fără niciun fel de adăugare să-i dăm drumul la push, cred. Sper. Ok, cred că așa se vede bine, nu? Nu se vede bine așa? Bun, hai să-i dăm drumul. Ok, deci ăsta a început cu... Am un nou deck, apropo. Cu deck-ul ăsta am urcat eu ceva trofei. Deci chiar am urcat ceva trofei cu deck-ul ăsta. Și încerc să mă focusez la ce fac acum. Da. Am avut un început cam prost. Deci am avut 3600 best, n-am avut niciodată 3600, asta e de menționat. Și chiar vreau să ajung la Arena 11. Deci îmi doresc extrem de mult să ajung la Arena 11. Bun. Da, deci să ajung Arena 11 e ceva foarte wow. Ok, avem niște milioane cu rage, cred, acolo pe turn. Și turnul este jos. Incredibil. Incredibil, amigos. Dar cred că el m-a lăsat să iau turnul pentru că probabil este sigur că și el o să-mi ia. Dar haideți să vedem ce urmează chiar acum în direct și în reluare la I Silent. Așa. Bun. Pancakes. Fuck. Nu jucați de pe emulator.
pentru că se întâmplă chestia asta. Deci uitați-vă și voi, urăsc emulatorul, acum o să pierd meciul din cauza emulatorului. Fuck the emulator. Nu folosiți, oameni buni, emulator dacă vă jucați. Nu vă jucați pe PC, fraților, aveți telefoane, jucați-vă de pe telefoane, nu vă jucați de pe calculator ca mine. Pentru că o să pierdeți meciuri aiurea și degeaba. Uitați-vă și voi, deci eu acum am pierdut meciul ăsta doar pentru că, din cauza emulatorului. De fapt, nu l-am pierdut, l-am câștigat, dar tot nu-mi place emulatorul, adică să te joci Clash Royale cu mouse-ul. E ceva imposibil. În fine, am câștigat meciul, salut frate, du-te de aici, hai Valea. Bun, deci am câștigat primul meci, super duper, ultra cuper. Bun. Nice. Deci vă aștept în clanul meu, hai să dau primul mesaj. Fucking easy. Bun, hai să deblocăm unul ăsta și să-i dăm șmecherie la șmecherie. Vreau să, dacă se poate în episodul ăsta, să-mi întrec bestul de 3600. E o dorință de-a mea, sincer, în episodul ăsta. Un fel de challenge, să zic așa. Challenge, cum am făcut așa din ochi. Ok, hai să facem fake. Nu, trebuia mai întâi să... În fine. Oricum și-a consumat nou elixir, deci... Deci nu trebuie să mă... Să mă impacientez, ar trebui să mă impacientez. Cred că ar trebui să mă impacientez. Voi ce spuneți, fraților, să mă impacientez sau să nu mă impacientez? Eu zic că ar fi timpul să mă... De fapt, nu este timpul. Muschetirea asta este a naibii, dar nu am ce să-i fac. Bun! În momentul ăsta sunt într-un avantaj destul de micus, dar știu că am un avantaj acolo. Ceea ce este foarte, foarte bine. Ok, deci el a început cu un wizard în spate. Deci asta înseamnă că el ne provocă să o jucăm încet. Și chiar asta o să facem. O să o jucăm foarte, foarte încet. Ok, o să începem cu Mega Knight. Mega Knight, Mega Knight. Wizardul ăla acolo în spate al naibii. De fapt acum nu mai e pentru că a dispărut de pe fața pământului. Trebuie să încercăm să nu ne dea turnul jos, atât îmi doresc. Bun. Calm acum. Super calm. Spunem la îmbărgecu. Fără niciun fel de problemă. Și sare pe turn și turnul este jos. Nice. Ok. Avem primul turn. Dar cel mai probabil, în proporție de 100%, și el o să aibă turnul nostru. Ceea ce ne face să luăm măsuri, nu-i așa? Bun, deci ne-a luat așa el turnul și practic el a venit într-un avantaj acum. Și trebuie să-i distrugem cum ar veni avantajul ăsta, dar problema e că nu cred că o să putem practic să-i luăm avantajul. Da. Fraților, singura soluție este să mergem la Trick Round. Pentru că el oricum o să pușeze aici. E logic. Deci, el oricum pușează aici. Uitați-vă, nu pot să... Nu cre... Ah, bun. Totuși, o să încerc să-i dau Trick Crown înainte ca el să-mi dea el Trick Crown. Hai, dă-i acolo. Și-a pus un wizard acolo. Nu-i bine. Bun, am câștigat. A fost rush base, nu știu, base rush sau ceva de genul. A fost cum ar veni, bază pe bază. Bine, a încercat să fie bază pe bază. A intrat primul. Raul boss, aparent. Scuze, Elder la 500 de donații. Da, chiar ia spun eu aici. Elder la 500 de donații. Elder la 500 de donații, Lider pe încredere. Safe. Bun. Hai să-i dăm drum. Ok. Bun. Bon fiscal. Disappointed. Escheret. Ok, bun. Ar fi timpul să tac din gură și să mă focusez
Sună așa ciudat, dar aparent chiar poți să spui așa. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu știu, o să mai accept damage-ul. O să închid ochii și o să mă prefac că nimic nu se întâmplă. Gata? Ok. Mamă. Uitați-vă și voi cât damage am luat și nu cred că o să pot să remediez chestia asta. Mai mult ca probabil. Deci, din păcate, meciul ăsta e pierdut, dar din păcate, asta e, se mai... Nu cred că... Ok, primisem un mesaj și mi-a sărit inima din piept. Nu cred că mai are rost să joc așa. Da, nu mai are rost. Sau hai mă să mai joc doar de dragul vostru, pentru că dacă nu filmam sincer nu mai jucam și ieșeam din joc, dar practic acum nu prea am cum să fac chestia asta pentru că filmez. Dar de obicei când văd că nu mai ai nicio șansă, pur și simplu dau direct live, nu mai stau la discuții. Știi ceva? Nu-mi lua tu turnul, ok? Pentru că este turnul meu până la urmă. Și știi, nu e frumos să fur turnuri. O să dea miror pe Goblin Gang. Ba nu, o să dea Valkyria. Am înțeles. Deci, nu trebuie să vă mai spun, pentru că nu aveți vreo problemă să nu puteți observa că... Să puteți observa că eu pierd. Și pierd jenant. Adică mă bate tipul ăsta. Uitați-vă și voi cât de troll este, nu mai suport jocul ăsta, cine a creat jocul ăsta? A, da, Supercell. Ok. Îmi păstrez calmul. Dacă și acum se apără și nu mă lasă să iau măcar un turn,